Din cauza suspendării pe care FRF a decis-o în cazul lui Marius Șumudică, acesta se gândește să plece de la Astra și să accepte o ofertă pe care a primit-o din străinătate. Decizia suspendării a fost extinsă de FIFA la nivel internațional la solicitarea Federației Române de Fotbal. Antrenorul campioanei Astra Giurgiu, Marius Șumudică, s-a arătat nemulțumit de faptul că pe plan internațional suspendarea sa se încheie la 1 august, pe când FRF a comunicat că pe plan intern cele două luni de pedeapsă vor începe odată cu primul meci oficial al sezonului viitor. Sunt mâhnit de tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc și crede-mă că mai devreme m-a întrebat dacă am primit ofertă și chiar sunt foarte tentat în momentul de față să dau curs ofertei pe care o am și cred că în câteva zile s-ar putea să iau o decizie. Ceea ce m-a făcut să iau această decizie este în continuare problema pe care o am cu suspendarea, și anume neconcordanța asta în ceea ce a trimis FIFA și ceea ce face Federația Română de Fotbal, anume că aici sunt suspendat din data de 22, nici măcar de la Supercupă nu voi fi suspendat, nu s-a luat ca primul joc oficial, că a zis că, vezi, Doamne, nu știam dacă Astra va lua campionatul, dar pe urmă puteau să facă lucrul ăsta în momentul când au văzut. Și din 22, de la primul meci de campionat, voi fi suspendat două luni, iar am spus-o. Și eu sunt un om de onoare și un om care respect ceea ce spun. Am spus că dacă nu voi putea să mă bucur de rezultatele muncii mele și muncii elevilor mei în acest an și nu voi fi pe bancă la preliminarele de Champions League și de Europa League, există posibilitatea și dacă stau acasă, măcar să știu că nu n-aș putea, nu sunt împăcat sufletește, în anul nu sta pe bancă. Dacă Marius Șumudică acceptă oferta din străinătate, la noua echipă ar fi doar suspendat, nu interzis, pentru că s-ar aplica sancțiunea dată de FIFA. Astfel, el ar putea să își pregătească noua echipă, dar nu ar avea voie să stea pe bancă la meciuri.